Mais tu faci tu mă conduci? Mă, tu mă conduci pe mine? Vai, mulțumesc frumos! Ce să zic și eu acum? Chiar dă-te, te rog frumos! Mulțumesc! Mersi! Ce să zic? Ce faci? De ce mă ciugulești? Dacă te prinde cioc? Dacă te prinde cioc? Ha? Mă? De așa să-mi țin cheile, mă! Păi așa faci tu? Păi de ce faci tu așa? De ce vrei tu să-mi iei cheile? De ce? Nu-mi dă el, tu. Nu că nu-mi dă ochelari, că se vede clar pe cameră. Și scuzați-mă că sunt ochelari. Doamne! Băi, dacă te muști de ciocolată, eu ce facem? Ia zi, tu ce facem? Ce facem noi doi dacă te muști de ciocolată ăla? Mă! Mă, stai să pun eu cheile astea aici, mă. Unde mă urci? Buricule! Mă! Ce faci acolo? Ce faci? Deci, ce faci? Hei, 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 mă doare degețelul dacă îi faci așa, măi! Măi, te iau de ciocolată acum, te iau de gușa asta ta, mă! Au, au! O să-mi mănânci tot degetul. Îmi mănânci unghiile, mă! Mă! Ce anume facem patul meu? Ce faci în patul meu? Ce faci? Ce faci în patul meu? Hello? Uite ce jigos ești! Ce jigos ești tu pe... Da, sigur că da. Ce jigos ești tu pe ghearele alea ale tale și stai tu pe patul meu alb curat. De ce stai tu pe patul meu alb și curat, da? Cu ghearele astea ale tale jigoase. Pleacă de aici! Pleacă, mă! Da, e bine. O să mă lupt cu el astăzi. Și bine ați venit la un nou daily vlog. Tocmai ce voiam să încep să vorbesc cu voi și m-a sunat un băiat de la Fan Curier. Să-mi spună că... ușurel cu lumina. Așa, să-mi spună că în 5 minute ajunge și mi-aduce un colețel pentru că am comandat ceva de la H&M. Super. Așa că, haideți să vă arăt mai întâi cu ce m-am îmbrăcat astăzi. Dar sunt așa, super lejer, nu vă gândiți. Stau acasă, n-am făcut nimic. Vreau să vă arăt mai mult chestia asta, așa să pun focus. Bun. Vreau să vă arăt mai mult chestia asta de pe mine, care e super vintage, deci cred că o are mama de când era ea mică. Vedeți că are umerii ăștia așa super bufanți, dacă aș și arăta ar fi și mai bine. Așa, are umerii ăștia așa mai bufanți. Ea a avut chestii din alea, din burete, nu știu cum se numesc, umeri din aceea. Numai că i-am dat jos, că mie nu-mi plac. Deja sunt eu destul de spătoasă, n-am nevoie de umeri în plus. Și vreau să vă arăt logic, pantalonii mei de pijama, un mai simplu, logic și normal, nu? Vreau să încep astăzi un daily vlog, stați așa să ne vedem și noi aici ca oamenii. Vreau să încep un daily vlog pentru că, din punctul meu de vedere, n-am mai făcut de ceva timp și m-am gândit că este foarte simpatic să mai fac și eu. Bine, pentru voi, cred că nu o să fie o chestie de aia gen de prea mult timp, pentru că știți că mi-am programat clipurile toate cele, dacă nu mă mai bat singur, ar fi și mai bine. Și mă gândeam să mai fac încă un daily vlog. Pentru că nu știu dacă se bagă în daily vlogul ăsta haul sau ceva de genul, dar măcar să mai vorbim și noi cât de cât, că n-am mai vorbit de mult și simt lipsa asta. O simt. Pentru că știți, dacă am filmat destul de mult, m-am supărat și mi-am făcut treaba pe mai mult, pe o perioadă mai mare de timp, am zis că bă, ar fi cazul să-mi iau și o mică pauză să mă mai gândesc la una la alta. Așa că de-aia și fac daily vlog. Bun. În altă ordine de idei, mă duc să ridic colețelul, pachetelul, și ne vedem cât de curând. Cred că doar vi le arăt așa întreagă și după aceea într-un hol o să vi le arăt mai pendelete. Cred că e cel mai bine așa. Bun, hai că ne vedem puțin mai încolo. Și am revenit. Nu știu dacă pot eu acum să-l setez un pic pe ăsta sau mi se pare mie. Cred că da. Așa, ok.
Bun, am revenit și logic. N-am putut să urc până nu le-am arătat șalor mei ce mi-am luat, pentru că dacă urci cumva cu ceva, o pungă în casă, la mine, trebuie să te întrebe toată lumea ce ai acolo. Așa că am aici punga de la H&M, logic, deja desfăcută. Și am zis că o să vă arăt așa, o să trec repede prin ele. Așa că mi-am luat în prima fază o cămășuță, cam așa ceva arată. V-am zis, doar vi le arăt cât de cât, pentru că după aia o să vină un haul. Cred că înaintea clipului ăsta sau după. Cred că după totuși ar fi cel mai bine. Vedem. Așa. Mai am aici, cred că un tricou. Un tricou super simplu. Pe fiecare am dat super puțin. Undeva la 20 de lei cam fiecare. Se pare că tricoul ăsta a fost 9 lei. Adică chiar a fost destul de ieftin. Nu știu, dar nu arată prețul pe el, nu? Nu cred. Ia stat așa. Sau dacă e să-l arate, cred că l-arată pe cel normal. Nu, nu arată. I-am mai luat încă o chestie la fel de roz, numai că este o bluză cu mânecă lungă și cu spatele mișto. Așa. Am niște hârtii pe aici de la ei, cu niște instrucțiuni. Ciudat, mi-au dat și eu pictogramă de asta. A, mi-a dat o hârtiță în care mi-arată cum să le calc sau cum să le spăl. Mai am, dacă nu mă știu, da, ăștia sunt niște pantaloni, știți că eu am o bluză, cred că am filmat odată, eram în ea și am zis să-mi iau și pantalonii de la ea pentru că merge, mi se pare super mișto combinația, să fie așa ca o salopetă. Mi-am luat aici niște pantaloni, stați că și așa erau băcați ca naiba, cam așa arată ei, mi s-au părut super drăguți. Așa. Și ultimul produs, mi-am luat o bluziță neagră cu niște trandafirași, foarte, foarte drăguț, să zic eu. Și cam atât, în mare parte cam atât. V-am zis, o să vă fac un haul, să vă arăt. Cred că o să vă întreb, cred că cel mai bine pe Instagram, dacă vreți să vă fac un haul cu tot ce mi-am luat eu de la reduceri. Și dacă e să facem doar ce mi-am luat de la reduceri, va trebui să fac doar un clip cu H&M. Pentru că de la H&M, de la reduceri, mi-am luat destul de multe anul ăsta. Pentru că pur și simplu a fost pe gustul meu și mi s-au părut super ok, prețul mi s-a părut super ok. Acum depinde, cred că depinde de fiecare. Bun, hai să nu mai fâșii. Cred că mă pun să editez un clip și noi ne revedem puțin mai încolo. Sau mă duc să-mi dau mai întâi cu ceva în cap ca să-mi fac o mască așa și după aceea. Încă mă gândesc. Da, noi ne vedem puțin mai încolo. Ok, m-am gândit eu așa, să fiu o fată simpatică și să vă zic ce îmi pun în păr. Nu știu de ce, de obicei i-a zis că nu prea intru în subiectul ăsta, pentru că aici depinde de fiecare ce îi place și cum îi place și cât îi place și toate cele. Asta să-mi dau și scaunul ăsta puțin mai sus, gata. Ideea de bază este că eu am scris un articol acum ceva timp pe blogul meu, în care spuneam că da, eu îmi pun ou în cap, îmi pun destul de multe chestii, turmeric sau curcuma, depinde de fiecare cum vrea să-i spună, scorțișoară, cafea, mă rog, mai multe chestii, ca eu să am părul ok. Ați văzut că de mult a rezistat părul meu, având în vedere că l-am început să-l vopsesc în albastru și decolorându-l nu tocmai ok, încă din liceu, nu, din clasa 12-a, cum am terminat bacul de atunci, de fapt din primul an de facultate, mai bine spus. Deci 3-4 ani de zile, sau 5, părul meu săracu a rezistat și a fost foarte maltratat, credeți-mă. Și foarte mulți oameni m-au întrebat, băi, cum de încă rezistă? Cum de este ok și cum de n-ai probleme cu el? Având în vedere că al meu este un păr gras, asta m-a ajutat pe de-o parte, pentru că întotdeauna sebumul ăla are și el ajutorul lui, să spun așa. Dacă aveam un păr uscat, chiar nu cred că era tocmai necesar ceea ce am făcut eu și nu cred că era bine. Dar, de fel, am zis că, bă, hai să nu le mai spun ce folosesc eu, dar vorbeam acum cu o fată și mi-a zis că, bă, dar să știi că n-ar strica să le spui, știi? Și a zis, știi, ai dreptate. În mare parte ai dreptate, pentru că de fel, îmi place ceea ce fac și având în vedere că părul meu a rezistat, părul maică-mii, care întotdeauna este super mișto și super cârlionțat, așa ondulat, nu știu, mi se pare genial. Și dacă mie îmi funcționează și ei, poate mai există alți oameni care, hei, îi ajut, nu știu, zic și eu. Așa că, am luat într-un bol, știți că eu întotdeauna iubesc bolurile de pământ, așa că, uite un bol de pământ, natural, tată, cu niște ou deja bătut aici, l-am un ou de la găinile mele din curte, pentru că ou. Nu contează, de fel făceam cu orice fel de ou, nu aveam nicio treabă cu acest aspect. Așa, deci am bătut oul,
pam, pam, aici. Nu o să stau acum să îndrept camera să vă arăt, vă spun doar ce mai pun și cam atât, ca să nu fie nicio problemă, că până stai eu să-l amestec o să dureze ceva, pentru că se omogenizează cât de cât greu, pentru că soluțiile nu sunt lichide, tocmai lichide, în afară de un ulei. Am uleiul ăsta de la Splendor, Oleo Splend, mi se pare că v-am mai zis despre el, am luat din BBT-i, este un ulei de vreo 10 lei sau ceva de genul. De obicei ori pun cu pompița, ori direct scot ăsta și pun, depinde cât vreau și cum vreau. Mai am un ulei de cocos ecologic de la Pronat, cam așa. Mai am ceva în el, nu, în ultima perioadă nu prea am mai folosit uleiul de cocos, sau cel puțin în ultima perioadă din cauza că munceam foarte mult, prea mai aveam timp să-mi fac măști de păr și cred că de-aia am și ajuns să mi-l tund. Și logic petroleum jelly, tatăl și mămica lor. Ăsta e... Ok, chiar așa de rău te-am enervat? Așa. Ăsta este cel care are coton bumbac în el. Asta e așa. De obicei știți că îl mai aveam eu pe cel cu un capac albastru, ăla original. De obicei punem și de la, dar am rămas fără. Și ăsta de fel îl folosesc mai mult pentru păr. Nu știu de ce, mi s-a părut mai mișto pentru părul meu. Bun, eu îmi blendesc toate chestiile astea aici pentru că o să dureze ceva timp să mi le fac. Și noi ne revedem cât de curând. Posibil după un păr curat, spălat. Telefonul meu este încă în pat și stă acolo frumos pe pernă, ceea ce mai stat și eu acum un puțin. Dar nu, gata. Ne vedem puțin mai încolo și de fel nu o să vă zic că uite cum arată părul meu, pentru că acum este destul de regenerat, este destul de ok și în afară de a fi curat nu o să mai fie nimic ceva wow la el. Așa că cam atât. Hai, mă duc să-mi fac preparatul ăsta minunat și să-mi pun în cap. Haide, vină cu ace. Haide. Ce faci? Stai aici cu noi? Oto, vin aici, uite, vine, dă-mi pup. Îmi dai pup? Mulțumesc, mulțumesc, da, e tot ce doream. Și este Oto, stai aici cu mințel. Ce faci? Ce faci tu aici? Ce faci tu pe biroul meu? Ce faci tu pe biroul meu cu fundul în sus? Mă. Deci stați așa să-l vedeți. Așa stăm noi. Uite funduleț. Ce faci, mă? Haide, ieșim afară. Știți că am masca în cap, e bine. Haide, vine aici, uite aici. Sus la mine. Vrei sus la mine în brațe? Haide, vine în brațe, mă. A, nu încep. A, da. Iubirea acută. Și vine uraganul. Așteptați. L-auziți? Ia, uite-l. Ce faci, mă? Haide sus aici la mine. Hai sus. Au. Fârșare, gheare, mari. Ce faci? Ce faci? Ai venit aici la noi? Ce faci, mă? Hai jos! Au! Să-mi bag piciorul! Au! Nu pe laptop! Mă uitam la master și... Da, e perfect, e perfect. Sper că mă vedeți bine în această lumină cât de cât naturală. Mi-am aprins puțin ring light-ul pentru că voiam să mai storcoșesc niște coșuri și după aceea să stau puțin la soare. Dar m-am gândit așa, să vă zic, să mă întreb de fapt oare unde am rămas cu vlog-ul. Nu mai știu, cred că am rămas la faza când a venit Oto la mine în cameră. Oto este câinele meu și știți foarte bine asta, cred. El stă afară pentru că are o oroare să stea acasă de multe ori, nu îi place, nu vrea, este un câine, eu zic că este un ciobănesc carpatin sau ciobănesc din ăla miuritic sau San Bernard din cauza culorilor. Stați că m-am dat cu cremă și acum mai pot să-mi scot un USB din calculator, e minunat. Și tot încerc eu să îl mai bag cât de cât așa din casă, da. Tot încerc eu să-l mai... bag prin clipurile mele și așa, dar mai că nu prea am când, pentru că, hei, este un câine care întotdeauna are extrem de multă energie. Și sper că nu se aude foarte nașpa pe fundal, dar mi-am cumpărat chestia pad-ul ăla pentru laptop, ca să vină aer rece la el în continuu, ca să nu am vreo problemă pe viitor cu el. Și este super silențios. Apropo, știu că l-am arătat într-un hall și ziceau ei acolo că e silențios. Chiar este. Este un update. Așa. Am, din câte vedeți, o pufoaică pe mine, eu, vara. Ideea e că m-am trezit super de dimineață. Pentru că am grijă puțin așa de o cățelușă. O știți, Bella. V-am mai arătat în clipuri. A plecat vecina mea puțin și am zis să fiu simpatică să o ajut cu pitica. Și vă ziceam de Oto. Oto este un bișon havanez.
Havanez? Da, că la maltez e la alb, nu? Da, e ok, așa. Și este un câine foarte activ și nu se crede câine, se crede pisică, maimuță, porumbel, om, orice altceva, dar nu prea câine, foarte rar. Doar că ridică piciorul și să facă pipi pe roțile mele. Dar ați văzut și voi când vine, de obicei el dormea cu mine sus. Și pe atunci nu aveam eu patul făcut așa cum l-am acum, cu niște trepte, mă rog. Și de când l-am dat afară, să zic așa, el când mai vine pe aici se uită așa ciudat, încă nu-și aduce aminte de ce chestia aia de acolo. Și când dormeam cu el, s-a obișnuit să stea cu mine. Și când zic sus la Ruxy sau oricine zice chestia asta, de oriunde ar fi apare și urcă direct la mine în cameră. E super simpatic. Și vine cu așa, cu o atâta viteză, dar n-am reușit să-l filmez. Când el de fel sare la mine pe picioare și mă învinețește și mă zgârie, dar n-am nicio problemă cu asta, îmi place, sunt semne de iubire. Dar nu cred că l-am filmat când i-am zis haide sus la mine pe picioare, că eu cu el vorbesc și mă înțelege, că e inteligent. Însă el lasă-mi direct pe masă și eram... Ești ca o capră. L-am văzut așa, ping, pong, și gata. Era aici, era tot aici. Oh, Doamne, și acum mă gândeam să mă duc să mă mai joc un pic cu el. Și, apropo, mă gândeam să dau așa un update. Cred că vi l-am arătat în clip un daily-ul ăsta. Stați așa să intru eu puțin să mă uit. Că le-am salvat aici calculator, ca un om cu minte ce sunt. Da, cred că da, le-am arătat un pic. Da. V-am arătat niște haine de la H&M. Și deja randez clipul pentru că am primit și alea de la Bastor și voiam să le bag. Și după aceea să mai fac încă un clip pentru Bastor, să vă zic niște păreri pentru că am mai folosit produsele. Și cam atât. Mă gândeam să vă zic așa, un mic update. Bun, în altă ordine de idei, o să-mi torc din coșuri pentru că am problema asta. Și de fapt cea mai mare problema mea sunt punctele albe pe care le-am îndepărtat cu un ac, pentru că sunt foarte nașpa dacă le storci, sunt extrem de dureroase, însă cu un ac eu nu simt absolut nimic și de fel am și pe aici unde am pielea extrem de sensibilă. Și din câte se pare, par a fi om normal acum, nu? Zic și eu. O să mai fac încă o dată o mască, după ce mi-am mai făcut eu așa pe la moacă, să nu se vadă foarte tare după ce storc sau chestii. Stai un pic să-l... Stincă mai nervat, că de fapt el face, calculatorul face atâta zgomot, că randează. Cum ziceam, după ce mă storc niște coșuri sau chestii de genul ăsta, punctele negre, pentru că nu-mi place să le las acolo, pentru că se strâng, se fac din ce în ce mai mari și nu e ok. Părerea mea. Mi-am pus o mască de la Wonder. Nu știu ce mă mișc așa în relantie astăzi, dar e ok. Mi-am pus această mască de la Wonder, este Fit Off. Spune că este purifiantă și îți dă o senzație asta de luminozitate. E asta de aici. Știu că v-am arătat-o și chiar mi-a plăcut. E o chestie de-aia peel-off, știți? O pui pe față, o lasă să se usuce așa și o scoți efectiv ca pe o mască ciudată din aia. Și mi s-a părut super mișto, chiar mi-a lăsat fața super ok. Dar mă gândeam totuși să nu mai fac asta azi, aș face asta mâine ca să nu fie prea mult. Mă mai gândesc să văd ce fac. Bun. Mă duc să mă relaxez și eu un pic și vorbim puțin mai încolo. Deci, de ce nu? Stați un pic. Ce faci? Ce faci tu aici, măi? Măi tu. Tu, stai așa să deschid eu gemulețul ăsta. A fugit. Așa de mult îmi pește. Ai, rămâne fără porumbele. Neață! Vă zic, neața, undeva pe la 12. Am tot stat prin casă și mi-am făcut puțin ordine, pentru că mi-o să plece astăzi și ziceam să încep așa party cu niște curățenie făcută. Și bine, o să plece astăzi undeva, habar n-am pe la cât, dar teoretic ar trebui să am și o timp de filmat, să nu se audă bocănituri, ciocănituri, chestii de-astea, ringurile, tot ăsta ce face, moare? Nu, e mai bine așa. Am eu geam în față, dar am doar jumătate sau un sfert, deci e tare ciudată treaba asta. Mă gândeam să vă zic că o să vreau să filmez astăzi ceva, dar totodată va trebui să mă duc și pe la Natalia. Este luni, apropo, este luni, data de 19.08.2019, e bine.
Și vreau să mă duc la Natalia și cred că în momentul în care va apărea acest clip, va fi deja toată treaba făcută. Deci, pot să vă spun, cred, dacă socotesc eu bine și dacă nu uit cumva ce am spus. Că uneori mai am momente în Italia în care mă uit la daily și zic, bă, ce dracu am vorbit aici, că nu mai mi-aduc aminte. Ceea ce e bine. Și acum îmi dau seama că am mutat floricelele și nu v-am mai arătat cât de mult au crescut. Facem asta în daily următor. Sabina, o știți pe Sabina Rusescu, nu aveți cum să nu știți. Știți că am mai vorbit și eu de ea și vreau să, și eu și Natalia vrem să îi trimitem ceva pentru că este o dulce și cred că așa este cel mai frumos, asta pentru că ea a primit foarte multe produse și Sabina, pentru a nu știu câta oară, cel puțin mie ca om, mi-a demonstrat ce suflet bun are și ce înseamnă să fii cu adevărat un blogger, ceea ce în ziua de azi este foarte rar, extrem de rar și pe lângă asta, asta nu contează, însă mie mi se pare că, nu știu, are acea acuratețe, nu știu, sunt multe lucruri pe care vreau să le spun și pe care vreau să le dezbat cu voi, dar fără live sau ceva de genul, pentru că știți că eu dacă am început acest canal de la zero, iarăși, nu mai pot să fac live-uri, cred, sau ceva de genul, nu știu, ceva nu pot să fac până ne strângem iar vreo 2000, ceea ce o să doresc ceva. Dar o să vreau să dezbat cu voi tot felul de subiecte și nu știu dacă se spune tot sau ceva de genul ăsta, să-ți un pic să caut, că eu vă vorbesc, dar nu știu despre ce vă vorbesc, e normal. Sunt tot felul de chestii în care noi dezbatem subiecte și vorbim și ne spunem părerile sau chestii de genul ăsta. Dar asta o să rămână de văzut, să văd dacă și voi sunteți ok și de acord. Marea majoritate pe Instagram mi-a spus că da, ar fi o idee bună, dar nu știu câți oameni vor clipuri de genul ăsta, nu neapărat educative, ci eu le văd, sau eu cel puțin le ascult, pentru că spune niște lucruri reale, adevărate, despre prietenie, despre încredere în tine, despre self, life, doamne, care, și mi se par super interesante în marea majoritate, că mai sunt și unii care debitează mult, ca mine, de exemplu, nicio problemă de asta, și cred că ar fi o idee bună să fac această serie, dar tot zic că o fac, dar ceva mă ține și cred că mă ține așa, nu neapărat inspirația că te vorbesc, știți clar că eu vorbesc, pot să vorbesc și câteva zile în continuu, n-am treabă, dar nu știu câți oameni ar vrea să vadă și ar înțelege și pentru chestia asta, din punctul meu de vedere, trebuie să o duci bine și la psihic, foarte bine la psihic, la psihopupu trebuie să fii bine. Era nu sunt bine. Eu nu sunt bine deloc. Dar de obicei așa ne tratăm noi ăștia mai nebuni, vorbind sau făcând alte chestii de genul ăsta. Acum nu știu, să vedem. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă vreți să vorbim despre chestii de genul ăsta. Nu știu cum am să denumesc această idee de-a mea și mai mult ca sigur o să vină mulți care sunt mai mari ca mine și o să facă sau chestii de genul ăsta. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează foarte mult părerea voastră. Și cam atât. Cam atât, pentru că mi se pare că am filmat și pe restul zilelor. Cred că am filmat, nu? Da, e bine. Cred că am filmat pe 7 zile sau ceva de gen. Da, pe 7 zile. Da, pe 7 zile. Cam așa am filmat. Deci mi-am pus cred că de 2 ori un cap până să vorbesc cu voi, deci da, cam 7 zile. Așa că e bine. Ok. În altă ordine de idei, asta vreau să vorbim noi pe comentarii mai jos. Să-mi spuneți și voi dacă este o idee bună, dacă vi se pare că v-ar ajuta sau chestii de genul ăsta. Experiența mea de viață și de toate este destul de mare. Am pățit destul de multe și eu o să mai pățesc. Nu e nicio problemă, sunt conștientă de asta. Nu este, eu nu o văd ca pe o, nu știu, să spun foarte multe despre mine sau să mă deschid sau să fiu o carte deschisă. Toți oamenii, mi se pare ok de fapt
Și tind să cred chestia asta, că este mult mai bine să spui de multe ori ce ai pățit sau chestii de genul ăsta, pentru că poate așa îi ajut pe ceilalți sau pe unii dintre voi sau alți oameni, ajuți alți oameni să își dea seama dacă unele chestii sunt ok sau nu și să-și dea seama din timp dacă ar putea să facă o greșeală sau din comportamentul meu sau exact cum am făcut, pentru că de fel nu bag eu de la mine sau chestii de astea, că nu-mi place. Plus, nu știu să mint, nu. Nu că uit. Uit grav și repede și nu. Poate din comportamentul meu sau poate în felul în care am reacționat eu nu a fost ok. Și este bine să învățăm întotdeauna unii de la alții. Mi se pare că de multe ori, da, rufele se spală în familie, rufele care sunt de familie. Dar în momentul în care, nu știu, te duci la un joc sau te duci la un interviu și își bate la joc de tine, efectiv în față, am început să fiu destul de drastică și să nu mai accept aceste lucruri. Pentru că, ok, am 23 de ani, asta nu înseamnă că sunt un fraier sau... orice copil care chiar ar vrea să muncească trebuie să fie luat peste picior. Asta e una din marile mele probleme. Este foarte problematică treaba asta. Dar astea sunt niște mici subiecte, mici, foarte mici. Mai am subiecte, multe și mari. Ok, gata. Eu vă las. Vreau să-i schimb apa lui Storm, așa că cred că se vede că încă nu m-am trezit foarte bine, nu? E bine. Am dormit cu geamul deschis și a fost răcoare și a fost bine. Gata, eu vă las. Vă mulțumesc super mult că v-ați uitat și la acest clip și noi ne revedem data viitoare. Nu știu cu ce, aș vrea să filmez un clip de tip testez, de fapt două, da, vedem când ne pun. Dar gata, eu vă pup. Pa!